15 martie, ora 18:30. Premierul Ciucă apare pe ecrane cu zâmbetul îngropat într-o față de priveghie și ne spune că acordul scris din partea Ucrainei pentru efectuarea măsurătorilor de către partea română pe canalul Bystroe, care trebuia transmis astăzi, pur și simplu n-a venit. Navele românești așteaptă pregătite să înceapă treaba, iar premierul României ne comunică nimic altceva decât că guvernul ucrainean nu respectă înțelegerea care ar fi fost făcută. De parcă ar fi vorba de o învoială pe colț de masă la o bere. La o lună de la bomba patriotică aruncată de ministrul PSD Grindeanu, Ucraina draghează ilegal canalul Bystroe. Bazată pe nimic, dar aducătoare de voturi, situația e cam aceeași. Dacă Ucraina nu-și va da acordul pentru verificări, diplomația română are o mare problemă de prestigiu și credibilitate. Imaginea va fi că, după ce Austria își bate joc de România în chestiunea Schengen, și Ucraina face același lucru, că se poate. Eticheta Schengen-Bystroe se lipește cu scuipat pe fruntea guvernului Ciuca Bătăilor, dacă nu s-a lipit deja. Dacă acordul până la urmă vine, se pune întrebarea: care este scenariul cel mai rău pentru PSD-NL? Răspunsul e paradoxal doar la prima vedere. Cercetările să nu descopere nimic în neregulă în ce a făcut Ucraina pe canal. Probabilitatea să fie așa este de luat în considerare, mai ales că observațiile experților de la Apele Române arată că nu au apărut variații semnificative ale debitului de apă pe brațele Chilia și Bystroe în comparație cu datele din ultimii ani. În cazul ăsta nu ne rămâne decât să inventariem muniția politică electorală trasă de partide la auzul petardei lui Grindeanu. Ciolacu: canalul Bystroe este una dintre liniile roșii, nu numai ale mele, ci ale României. Delta este sacră. Ciucă: există date și informații că s-a dragat mai mult decât 3,5 metri cât era agreat. Gâsimion din barcă de pe Bystroe: Ucraina fură din noroiul nostru românesc, este un rapt teritorial în toată regula, guvernul vinde țara. Românosul prin vice Rareș Bogdan declară că l-ar da afară pe ministrul de externe Aurescu. Înaltul diplomat, la rândul său, nu vrea să pară fraier, așa că răspunde uluitor ca un jurnalist de canal, comparându-l pe Bogdan cu pompa de propagandă rusească Sputnik. Însuși șeful diplomației, președintele: nu cred că în acest moment e potrivit să atacăm ucrainenii pe baza unor date incerte. Ei nu au nevoie să fie certați. Domnul Iohannis spune asta pentru că nu-i mai pasă, dacă i-a păsat vreodată, de părerea românilor despre el, ci de niscai proptele pe la Bruxelles pentru o președinție europeană ceva. Până să fie sondat de români, canalul Bystroe a sondat el politica românească. Rezultatul: până la alegerile din 2024, pescuit de voturi în ape tulburi. Și după.